Salutare, fratele și mei, la un nou clip pe acest canal. Astăzi ne jucăm City Car Driving din nou. Conducem un BMW, nu știu ce BMW. O să pornim foarte, foarte șmecher de pe loc, o să vedeți chiar acum. Dar, cum v-am zis, nu știu ce BMW este. Arată super acest BMW. Nu chiar super. Mai bine l-am un X6. Pana mea, dar n-am găsit încă. Uitați aici ce frumos. Da, merge să faci drifturi. Merge foarte bine să faci drifturi cu ăsta. E ora. Stai să mă uit la telefon, că e lângă. Stai să mă tind după ea. Așa, acum l-am luat din nou lângă mine. E ora 4 jumate, când filmez eu acest clip. Oh, cum a trecut aia prin fața mea. Bă, ești prost. A trecut la prin fața mea. Vai, e ca. E super, super șmecher acest BMW. Acest episod o să fie mai mic de vreo 7 minute, 6 minute, nu de 9 minute sau 10 minute cum erau celelalte, adică de 9 minute erau celelalte. Ne băgăm pe aici, de data asta nu ne-am întâlnit cu nicio mașină pe acest drum. Și plata să-mi spun niciodată să ies, că acum mă întâlnesc cu noi. Tu-s mașini. Cum mă întâlnim? A, acum e drum. Mă întâlnim cu ea fix când ieși de la, de pe acea potecă, să spun, să nu știu. Potecă. Pana mea, că nu-i potecă, e da. Zi, bă, că nu vine un drum, o scurtătură, mă, așa, băi. Așa. Avem 200 la oră, asta prinde aproape de 300, în jur de 300 o să prindă acest BMW. Vedem că deja ne tronca ne mașina la câtă viteză avem. Da, încetinim aici, avea. O, ce șofer profesionist sunt. După cum vedeți acolo jos, mi-am făcut o. Mi-am luat ceva de pe net, nu mi-am făcut. Mi-am luat ceva de pe net cu. Adică încă nu știu dacă o să fie pus sau nu. Am acolo un cățel jos în colț, stânga sau dreapta, nu știu, ori un cățel o să am, ori zi, bă, o mașină, ori un cocoș, nu știu ce am, o mașină. Un cocoș sau un cățel trebuie să am, un câine. Dar o să vedeți voi în clip, încă n-am editat, să vedem. Pentru că așa e mai șmecher, zic eu. Sper să apară. Sper să apară acolo, deja să nu știu. Dacă ne apare, pana mea, aia e. Da, eu am încercat, am instalat, am luat-o de pe net, am instalat imaginea. Și mi-a pus acolo jos cocoșul, ar putea să fie roșu sau albastru, câinele roșu sau negru cu pete albe și mașina mea să nu știu ce mai are roșu. Da. Sau s-ar putea să nu fie, aia e problema, sper să fie ce vreau eu. Roșu jos. Hai să mergem mai departe, spre infinit și mai departe. Mai aici, prin acest oraș superb. Nu știu ce oraș e. Oraș necunoscut de mine. Văd că sunt aproape grade litere pe sus, dar nu știu ce ori însemna acele litere. N-am mai ce ori însemna. Acele litere ciudate. Ciudate. Ok. Nu mai. Am nasul așa, adică am nasul înfundat, dar nu cum îl aveam ieri. Nu cum îl aveam ieri. Pana mea, acum l-am puțin mai ok. Și nu mă mai simt ca ieri, că ieri n-aveam chef de nimica. Dar azi mă simt mai ok, mai bine. Pana mea. Până pleacă ăla de aici, se face roșu pe pariu. Ia să vedem. Acum era roșu. Când am plecat eu era roșu. Că stau o grămadă ăștia la semafor și para durează. Durează mult, durează. Dar oricum mai am trecut pe roșu. Nu contează, ne băgăm pe banda din stânga, capoșa acum pe banda din dreapta. Acum trebuie să mă bag pe banda din stânga. Dacă mă bag între ăștia două sunt cel mai tare. Haide, Flavius. Oh, dar ce ai făcut? Oh, era să intru în el. Sunt șofer profesionist. Bă, cine vorbești?
cine bă. Bă, ce-a făcut mâine, mă? Am apăsat din greșeală, e, și... și a nebunit această mașină. Ce căcat am bă cu E, Space, și a nebunit această mașină. Acum am mers să o parchez. Și... dacă dau peste unul, nu-i prea mea. Uite, un BMW de la X6, X5, nu știu ce. Păi, oameni buni, aici o să încheie și eu acest clip. Sticker Driving, uitați, dacă vă place. Treci, futu-s mort! Treci, bă! Doamne! N-a avut, bă, asemenea ființă. Uitați, dacă v-a plăcut acest clip de Sticker Driving și vreți mai multe clipuri, apăsați voi butonul de like, distribuiți mai departe pe Facebook și abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum. Eu o să vă las cu cum o să parchez eu aici mașina. Dacă v-a plăcut, like, subscribe. Și ne vedem.